Partenerul Elenei Udrea din dosarul Microsoft prosperă în afaceri. O să vă gândiți un pic, stai un pic, cine e partenerul, care era dosarul, care dintre parteneri era dosarul. După ce a stat mai puțin de un an în închisoare, Niro și-a făcut planuri noi de business și își extinde imperiul imobiliar cu un nou hotel în zona de nord a capitalei. Construcția va avea, atenție, 30.000 de metri pătrați, sigur, pe mai multe niveluri. Afaceristul Nicolae Dumitru își extinde afacerile și dă o nouă lovitură în domeniul hotelier. Acesta vrea să-și construiască hotel în nordul capitalei. Proiectul s-a anunțat încă din anul 2009, însă lucrările nu au început propriu-zis, în așa fel încât dezvoltatorul anunța la vremea aceea faptul că toate lucrările vor costa aproximativ 70 de milioane de euro. De altfel, se presupune faptul că aici, pe Bulevardul Expoziției din capitală, Niro va construi un hotel de lux cu 238 de camere și care va fi destinat oamenilor de afaceri veniți din afară în România și oameni potenți financiar, având în vedere că se anunță a fi un proiect nou în România. Se estimează că proiectul va fi gata în 2021 și va avea o suprafață totală construită de aproximativ 30.000 de metri pătrați. Niro este cunoscut și ca jucător activ pe piața hotelieră. Acesta mai are un hotel în centrul capitalei, unul istoric. Omul de afaceri Nicolae Dumitru mai deține și un mare hotel aflat aici la intersecția dintre Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta din capitală, altfel spus zona centrală a Bucureștiului. Vorbim despre un hotel monument istoric construit în anul 1867, un hotel destul de mare și destul de admirat de turiștii care vin în România. De altfel, acest hotel a fost cumpărat de Niro în urmă cu ceva ani, însă până acum nu a fost deschis. Condamnarea la închisoare pe care a ispășit-o Nicolae Dumitru în dosarul Microsoft nu pare să-i fi afectat prea tare situația financiară. Având în vedere că acesta deține în continuare afaceri bănoase în domeniul hotelier, cel imobiliar, dar și în cel al restaurantelor. Compania lui Niro are în portofoliu un restaurant situat în centrul istoric al capitalei. Mai deține, de asemenea, clădiri de birouri și complexuri comerciale. Afaceristul deține și un iaht de lux.